De ce candidează un neamț la primăria Timișoarei? Asta e povestea mea. Am crescut într-un mic sat în sudul Germaniei, aproape de unde izvorăște Dunărea, într-o familie de 8 copii. A fost destul de haotic și gălăgios de multe ori, dar în general ne-am înțeles bine, pentru că au existat niște reguli clare pe care le-am respectat cu toții. Să nu te ridici de la masă înainte să termine ceilalți de mâncat, să nu intri în casă cu papuci, să îți cer scuze dacă ai jignit pe cineva. După ce am terminat liceu, am vrut să văd o altă lume. Și așa am ajuns în România pentru prima oară. Am lucrat un an la o casă de copii aici în Timișoara, în Freidorf, ca voluntar. Și copiii nu au fost cei mai cuminți, așa că mi-am dat seama repede că nu poți impune reguli dacă nu ai credibilitate. Dar eu mă bâlbâiam cu ceau și ce mai faci și mergi la culcare. Așa că m-am pus să învăț română, serios, de la zero. Și copiii mi-au fost profesorii cei mai duri. M-am îndrăgostit iremediabil de Timișoara în anul acesta. De toată multiculturalitatea asta și de spiritul inovator. Auzeam cuvinte pe germană și română și maghiară în tramvai. Mergeam în fiecare zi la lucru cu tramvaiul 7 și treceam prin Piața Maria și mereu simțeam un sentiment profund de admirație pentru curajul timișorenilor la Revoluție, când un oraș întreg s-a ridicat și a spus gata, nu se mai poate așa, nu mai jucăm după regulile voastre. În Timișoara m-am simțit pentru prima oară cu adevărat european. Dar în același timp mi s-au și deschis ochii pentru cât de mult poate fi distrusă viața unui om, viața unui copil, dacă statul nu funcționează cum trebuie. Degeaba ai legi, care de fapt sunt niște reguli pentru societate, dacă instituțiile statului nu le respectă, dacă există corupție și nepotism și nepăsare sistemică. Așa că am luat decizia aici în Timișoara să studiez științe politice și administrative, pentru că am vrut neapărat să înțeleg cum se fac reguli în politică, dar și cum se aplică de administrație. Și am mers la facultate în Germania, în Franța, în Anglia. Am lucrat peste 10 ani în administrația publică germană. În ultimii ani am fost șef de cancelarie al fostului președinte Horst Köhler. Cu el am participat la negocieri de pace, am elaborat strategii pentru organizații internaționale și am colaborat cu multe instituții. Lecția mea din tot acești ani în care am cunoscut mulți președinți și miniștri, contează cine face regulile și cine le aplică. În Timișoara m-am întors de câteva ori pe an în toți acești 15 ani. Am fondat o asociație, am cumpărat un apartament, am construit proiecte sociale și culturale și am strâns 10.000 de euro pentru un centru de îngrijire paliativă. Dar cumva am rămas mereu în acest colț de activism social și cultural. Regulile le-au făcut alții. Anul 2017 a schimbat totul pentru mine. Când guvernul PSD a decis să legalizeze corupția, n-am mai putut să mă prefac că nu văd. Împreună cu 10.000 de timișoreni am ieșit și eu pe stradă și am strigat jos PSD. O revoluție nu începe pe stradă, o revoluție începe în mințile noastre, în inimile noastre. Avem nevoie de o revoluție a respectului, o revoluție a cinstei, o revoluție a empatiei. Și această revoluție începe cu fiecare dintre noi. Dar mi-am dat seama că nu ajunge să schimbăm jucători. Trebuie să schimbăm regulile jocului. Timișorenii nu vor avea o viață la standarde europene cât timp nu avem o administrație cu reguli europene. Clădim o administrație transparentă, modernă, serioasă, în care funcționarii sunt angajați pentru că sunt competenți, nu pentru că au un anumit carnet de partid. O primărie aproape de oameni din cartiere, nu de șmecherii din sistem. Un primar care nu se limitează la vopsit, reparat și asfaltat, ci care are o viziune pentru un viitor european, unui oraș verde și deschis, modern, curat, în care vrem să ne creștem copii și să îmbătrânim. Eu știu că pot fi acest primar și Timișoara poate fi acest oraș. De aceea candidez.
ajută-mă să rescriem regulile pe 27 septembrie.